Avem o paletă nouă, de fapt eu am, noi aici pe canal, avem o paletă nouă cu farduri și bine, când spun nouă, nu vă gândiți că este vreo paletă lansată săptămâna trecută, chiar și aia ar fi veche, pentru că săptămânal se lansează lucruri noi și am senzația că deja e prea mult și că nu avem cum să ținem pasul și termenul ăsta de ce este nou în make-up este relativ, pentru că paleta asta pe care o am este lansată undeva la începutul anului 2021 și mie mi se pare o paletă nouă totuși, dar după alții ar fi o paletă deja veche a trecut, adică nu mai vorbește nimeni despre ea. Vorbesc eu la 7-8 luni distanță de la lansare. Nu știu dacă vă interesează oricum paleta asta. Pe mine, sincer, nu m-a interesat neapărat atunci când s-a lansat. Pur și simplu eram ok, încă o paletă naked, pentru că este vorba despre o paletă de la Urban Decay, Naked Wild West. Deja cred că am pus în titlu, adică n-are sens misterul ăsta, dar în fine. Da, am zis, mă, încă o paletă, arată mișto ambalajul, sunt câteva nuanțe care îmi fac cu ochiul, dar una peste alta n-am nevoie de încă o paletă. Este o paletă pe care am primit-o cadou, nu mi-am cumpărat-o, n-am investit în palete. Cadou între ghilimele a fost, pot să zic, o donație pentru acest canal de YouTube. Și am zis, dacă tot am o paletă nouă, hai să vă arăt paleta, să-i facem swatch-uri, să fac un mini tutorial și să vă spun una peste alta părerea mea. Prima mea părere, prima mea impresie despre Naked Wild West de la Urban Decay. Ce mă atrage foarte mult la această paletă este că, uite, scrie pe ea, nu știu dacă se vede foarte bine, că este o formulă vegană, vegan formula. Ceea ce apreciez foarte mult, la paletele anterioare nu cred că erau formulele vegane, nu. Îmi place foarte mult ambalajul. Cu snake print-ul ăsta, foarte mișto, deci chiar îmi place foarte mult, că se numește Naked Wild West. Ei au seria asta de palete naked, rar scot și altceva, dar au seria asta de naked și cumva am senzația că de la un punct încolo se repetă foarte mult paletele, sunt câteva nuanțe colorate sau într-o altă zonă sau în zona spre care s-ar îndrepta paleta după denumire, dar în rest avem clasicele nuanțe de nude și la cât de des apar paletele astea naked, cine are timp să termine? Ai o singură paletă naked și o folosești doar pe ea și o termini până apare următoarea? Nu cred. În fine, asta este o observație pe care o fac eu, o constatare de-a mea, dar până la urmă da, astea sunt nuanțele, fiecare face ce vrea, asta era ideea. Deci astea sunt nuanțele, în afară de nuanțele astea de, uite, verde, nuanța asta de aici mi se pare super, super interesantă, este un gri așa care mie personal îmi place foarte mult și verdele ăsta de aici de la mijloc, în rest sunt cumva niște nuanțe pe care le regăsim și prin celelalte palete naked, adică plus minus, da? Deci, asta e cu naked-ul. De-aia nu înțeleg de ce au numit-o. Puteau să meargă Wild West și să go crazy cu nuanțele. Mai ales că, dacă ne uităm pe ambalaj, avem și ceva, un mov lila mai închis pe aici, adică în ambalaj sunt niște nuanțe superbe, care nu se regăsesc în paletă. Da, clasica paletă naked cu pensulă. De asta nu primesc paletele naked. Că îmi zic părerea onestă despre ele. Da. Clasica pensulă. Pensulele astea sunt foarte mișto. Mai am de la paletele anterioare naked și sunt foarte, foarte... merg a fi folosite, deci nu sunt puse degeaba în paletă. Chiar, bine, nu e suficientă, dar sunt niște pensule bune. Chiar sunt pensule bune. Oglinda mare, mișto, n-ai treabă cu ea, o poți folosi și haide să trecem la swatch-uri. O să încep de la cea mai deschisă către cea mai închisă. O să le iau de la dreapta spre stânga, cum mă uit eu la paletă. Deci, Standoff este cea mai deschisă nuanță. Îi fac swatch aici pe mână. Este o culoare, o culoare pe care chiar o să o... nu se vede, da? Este ca o bază. Văd că are un oarecare, unde am făcut swatch-ul, are un finish satinat, dar are oarecare strălucire. Fardul ăsta nu este un fard 100% mat, e un satinat, dar e frumos. Avem Spur, care e mai spre un piersiciu un pic. Uite, deja asta se vede pe mâna mea. Da. Nudie.
Îmi place nude ăsta. Ia, să vi-l arăt totuși vouă. E o nuanță frumoasă. O nuanță de zi cu zi, așa, ceva să pui pe ploapă și gata. Hold Em. Este super, super metalic fardul ăsta. Deja am apucat să dau o dată și am mai luat puțin ca să se vadă bine. E frumos, e frumos. Îmi amintește de Naked Honey, nuanța asta. Cowboy Rig. Este un gri metalic, ador nuanța. Am folosit într-o zi fardul ăsta. O singură dată m-am machiat cu paleta și mi-a plăcut, adică am fost super mulțumită, n-am ce să zic. Deci uite, griul ăsta metalic, foarte mișto, arată foarte, foarte bine. Îmi place că deși în paletă pare că ar fi cu un subton poate mai rece un pic, în realitate mie mi se pare că este un subton neutru și că se potrivește foarte, foarte bine la toată lumea. Bun, următoarea nuanță, la Redo, ceva de genul. Îmi place nuanța asta. Hai să-i fac direct swatch pe cameră. Îmi place nuanța foarte mult. Foarte mult. N-am luat eu prea mult fard, să nu vă lăsați să credeți că nu sunt pigmentate sau ceva. N-am luat prea mult fard. Uite, mai au puțin. La Redo. Mișto nuanța asta. Deci astea două combinate, ador. Bad. Este verdele la... Tot așa, un pic fard metalic. Ia să-i fac direct swatch. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos și verdele ăsta. Rustler. Un maro închis, un brun așa, tot metalic. Foarte frumos. Deci foarte, foarte frumos. Verdele ăsta cred că arată demențial pe o bază mai închisă. Deci cred că arată superb. Ghost Town. Un fard mat. Un maro roșiatic, care, uite, ar merge foarte bine cu ce am pus deasupra. Da. Whisky. Un brun. Un brun închis. Mișto. Mișto fardul ăsta. Tex. Este verdele la... L-am luat pe două degete, nu știu de ce. Verdele la mai închis. Nu știu cum am făcut swatch-urile astea, am ajuns pe lateralul mâinii. Și ultima nuanță, Pony Up, care îmi place iar foarte mult nuanța asta. Hai să nu murdăresc plovărul totuși. Un gri, superb. Și îmi place că nu sunt subtonuri neapărat reci sau neapărat foarte, foarte calde. Sunt și subtonuri calde. Este o combinație și zic eu că arată bine cam pe toată lumea. Da, astea sunt swatch-urile făcute așa... niciun caz într-un mod profi, dar cât de cât swatch-urile, vedeți, este paleta Naked cu câteva accente de culoare. Mă duc să dau jos toată nebunia asta și mă întorc cu tutorialul. Sunt dată doar cu fond de ten, după cum am zis, nu știu exact fallout, rezidu, adică dacă o să rămână sau nu pe sub ochi. M-am machiat odată cu ea, dar am aplicat foarte puține farduri și puțin în colțul extern și ceva sclipicios pe ploape și cam atât. Adică n-am umblat prea mult în nuanțe. Încep cu Standoff, cu cea mai deschisă nuanță. Da, prima pe care v-am arătat-o. Asta de aici. Asta de aici. Și o aplic pe toată ploapa ca o bază și să fixez cu ea anticioarcănul ăsta. Nici nu știu unde să mă uit. Mi-am schimbat oglinda. Oglinda în care mă uit eu de obicei când mă machiez. Am primit una foarte, foarte mișto cu LED și se aprinde pe margine. Dar este departe, ca de obicei, este departe de mine și mai mult decât atât, nu am ridicat-o prea sus, ar trebui un pic mai sus ridicată. Ia să găsesc ceva în decor pe care să urc. Intră în... Ia dacă o las mai jos... Da, intră în cadru, da, nu pot să folosesc, am o cutie aici. Și nu știu dacă să merg pe nuanțele alea de gri sau pe nuanțele alea de verde sau să folosesc și gri și verde. Dar, uite, o să intru în Pony Up ăsta, în griul ăsta mișto de aici, care mi-a plăcut mie foarte, foarte mult. Și o să-l aplic, e foarte... Fardurile ca textură sunt foarte cremoase, ca să zic așa, și par super pigmentate, adică s-au luat destul de greu de pe mână, cumva. Să vedem la ochi cum este fardul ăsta, că pe mână și în swatch mi-a plăcut foarte mult. Deci îl aplic în colțul extern,
și vin spre Pliu. Sper că este focusul pe mine și ce fac eu aici. Nu știu ce fac, adică nu am în minte vreun machiaj, ceva, nu. Ce iese aia, iese cu asta de filăm. O să mai filmez niște clipuri, dacă iese machiajul nasol, o să mă vedeți cu el mai multe clipuri, așa nasol. Ok, hai să... O să iau și verde ăsta, Tex. Bine, nu este chiar verde, e un, nu știu, un turcoaz închis, ceva de genul. Este verde-verde. Îl iau pe o pensulă, și e o pensulă de la Avon, cred că prima pensulă pe care mi-am cumpărat-o, sau a făcut oricum parte dintr-un set, n-a fost... Da, deci iau fardul ăsta și îl aplic pe pleoapă. Așa. Pur și simplu îl aplic. Capotez. Îmi place mult culoarea și combinația asta de gri cu turcoazul ăsta închis. Deci superbe. Aceste două nuanțe sunt superbe. Și se lucrează. Griul ăla trebuie să stai un pic să blenduiești bine, bine, să-l blenduiești ca lumea. Și sper că nu arăt bătută la ochi. Dar văd că verdele ăsta e mult mai ușor de folosit. Și încerc... Încerc să-l blenduiesc. Nu mă duc cu el peste pliu, peste gri. Acolo vreau să las griul, da? Doar îl tapotez pe pleoapă. Și îl întind frumos. Pe toată pleoapa, cât de cât. Mai puțin colțul intern. Nu insist în colțul intern prea mult. Nu știu dacă se iau cu degetul sau cu pensula plată, nuanța BAD, verdele ăsta pe care vreau să-l aplic, ăsta de aici, da? BAD, pe care vreau să-l aplic pe pleoapă, peste verdele ăla închis. Nu e gata, deci nu vă speriați. Dar cred că o să iau, totuși cred că o să iau o pensulă plată. Aș umezi fardul totuși un pic de tot, un pic, nu foarte mult, și l-aș aplica, uite, la jumătate, așa, foarte frumos. Deci arată foarte frumos verdele ăsta, arată superb peste verdele mat închis, superb arată. Ador. Deci arată foarte bine. Nu știu voi ce vedeți pe cameră. O pensulă mică și cu ea o să aplic asta. Cowboy, cum îi spune? Cowboy, ce far de ăsta? Cowboy Rick. Griul ăsta, da? Îl aplic în colțul intern. După care o să-mi... am fallout. Există fallout. O să-mi curăț rezidul de sub ochi. O să vin cu puțină pudră, o să-mi termin machiajul feței și mă întorc cu machiajul ochilor, da? Deci am umezit pensula, pe ăsta l-am folosit și ca atare și aplicat cu degetul, Cowboy Rick ăsta. Aplicat cu degetul pe toată pleapa, arată foarte bine, dar acum vreau să-l umezesc pentru că vreau să fie mai intens. Și îl aplic așa în colțul intern. Machiajul este aproape terminat. Bine, nu știu, mi-am aplicat bronzerul cam ciudat, cred că trebuie un pic mai sus aplicat, cred, nu știu vouă cum vi se pare, dar hai să terminăm cu ochii. Iau pensula, tot pensula de la paletă, dar partea asta mai micuță, și cu ea o să aplic fardul ăsta Pony Up, fardul gri, îl aplic pe pleoapa de jos, iau foarte, foarte puțin, că nu mai vreau să retușez, dar iau puțin. Și... Deci este super, super, super pigmentat fardul ăsta. Doar că mi se pare că se blenduiește un pic cam dificil, un picuț așa cam dificil. Iau și puțin Tex verde, da? Și la fel, dar insist mai mult în colțul extern cu verdele ăsta.
o să iau pensula asta în unghi, pe care o să o umezesc și cu ea aplic pe plapa de jos Cowboy Rick, griul ăla pe care l-am eu în colțul intern. Da? Deci am luat pe pensulă. Cu focus pe pensulă este. Da? Și încerc să aplic, uite așa, aici. Și cam acesta este rezultatul final. Machiajul de astăzi cu paleta Naked Wild West de la Urban Decay. Am aplicat foarte, foarte mult rimel. Am folosit Lash Princess de la Essence. Trebuie să mi-l recumpăr pentru că este aproape gata. Pe buze am venit cu rujul de la Anastasia în nuanța Kiss. Am varianta asta micuță, uite, așa e rujul, un nude piersiciu destul de deschis. Și peste ruj, am venit cu un creion de buze de la Rimmel London în nuanța cappuccino. L-am de 100 de ani, nu mai contează, dar ăsta e creionul și asta e combinația care zic eu că dă bine cu machiajul ochilor. Sunt în aceea zonă de, nu știu ce tot gesticulez pe aici, în aceea zonă ca subton cumva. Da! Îmi place paleta, îmi place ce mi-a ieșit, îmi place machiajul cu verde ăsta care, să știți că de aproape arată foarte, foarte bine, deci arată foarte bine de aproape. M-am studiat într-o, am o oglindă mică care mărește de nu știu câte ori, cred că de vreo 10 ori și am studiat și arată destul de bine fardurile la ochi. Îmi place paleta, îmi place formula, dar din experiența mea, din ce am mai avut eu așa farduri Urban Decay, formula lor este una bună. Apreciez că este o paletă vegan, apreciez din tot sufletul lucrul acesta, îmi plac nuanțele, aș fi vrut eu personal, deși înțeleg că ăsta e conceptul de naked și încă ceva, să ai foarte multe nuanțe de astea mai spre nude, beige, maro, nuanțe neutre, da? Care să te ducă cu gândul la naked. Și apoi în funcție de tematică să pui câteva culori diferite, dar mi-ar fi plăcut să fi fost mai multe culori diferite, cum sunt pe aici prin ambalaj. Vă ziceam de roz, movul ăla, albastru, adică pe aici sunt niște nuanțe foarte mișto pe care aș fi vrut să le regăsesc în paletă. Dar în fine, una peste alta îmi place, nu știu voi dacă aveți paleta, dacă o știți, dacă v-a făcut cu ochiul atunci când s-a lansat sau în continuare dacă v-a rămas gândul la ea, ce părere aveți despre această paletă, vă place, nu vă place, cum vi se pare machiajul meu de astăzi, care de altfel nu este imposibil de realizat, adică nu trebuie să aveți musai Naked Wild West, dacă aveți un verde, cam asta e, da? Pentru că fardul principal e un verzuliu așa, dar un verde cu un subton mai spre rece cumva, nu un verde foarte, foarte cald. Da, spuneți-mi părerea voastră în comentarii. O să iau o pauză, mai filmez clipuri, o să mă mai vedeți așa aranjată, dar o să iau o pauză pentru că am făcut pâine și miroase senzațional și cred că este deja gata și vreau să mănânc puțină pâine caldă. Don't judge me! Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune! Mua! La revedere!